Partenerul emisiunii, Palatul Grand de Lezer. Ea este femeia ce trece prin foc și gheață doar pentru a scoate adevărul la suprafață. Mariana Rață vine la Iubește Viața. Dar de data asta, ea nu întreabă, ci răspunde, nu investighează, ci impresionează prin duioșii și iubirii de mamă. Eu am simțit că sunt slabă prima dată în viață. Și când am adus cele 3 kg de om acasă și am pus-o pe pat, m-am mutat la ea și mi-am dat seama că eu deja așa nu mai pot să fiu. O provocăm? Da! Și o descoperim altfel pe Mariana Rață și fetița ei. Cine stă mai mult pe telefon? Cine cedează prima într-o ceartă sau o neînțelegere? Tu cediezi? Da! Când? Cel mai greu, pentru că ea măcăne și măcăne și măcăne. S-a văzut caracterul, da? Invitata de astăzi este una dintre cele mai bune jurnaliste de investigație din țară, care de multe ori trezește sentimentul de frică în politicieni și funcționari publici corupți. Astăzi însă aici, la Iubește Viața, o vom cunoaște în cea mai sensibilă ipostază a sa, cea de mamă. Cum se descurcă Mariana Rață cu rolul de mamă, cum își construiește relația cu fetița ei, Mădălina, dar și cum se vor descurca la testul mamă-fică, vom vedea imediat. Bine ați venit! Am găsit, Tatiana. Tu te bucuri că ai venit la emisiune? Asta e emisiunea ei preferată. La sfârșit o să ne zică dacă s-a bucurat sau nu. Mădălina, vreau să te întreb. Așa am zis și în intro-ul meu că mămica ta trezește foarte multă frică în mulți politicieni de la noi din țară. Dar cum este ea acasă când vine de la serviciu, în intimitatea voastră, în familie? Cum este? Tot așa de severă sau nu? Uneori e severă, dar uneori e foarte drăguță. Și ce face și ce zice atunci când este drăguță, de exemplu? Ea, de exemplu, mă pupăcește, mă numește în diferite feluri drăguțe, desmierdări și glumește cu mine. Dar cum te dezmiardă, mămica? Madim. Așa, foarte frumos. Mariana, uite, tu, așa cum am și zis, ești o femeie cu un caracter extrem de puternic. Mădălina oarecum a preluat această caracteristică a ta. Din povestirile tale mi-am dat seama că Mădălina la fel este o fetiță cu o voință de fier, cu un caracter extrem de puternic. Cum a fost și cum este perioada asta preadolescenței, apropo, cu ce probleme te confrunți sau provocări, mai bine zis? Eu trebuie să zic că am avut mereu, și acum recunosc că am acest complex al mamei care nu petrece suficient timp cu copilul. Și m-am simțit mereu vinovată pentru asta. Prietenii cu care discut și la care le-am povestit despre asta, mi-a zis întotdeauna că tu nu-ți dai seama, dar tu faci cel mai important lucru. Copilul nu face decât să te vadă cum ești tu și să-ți urmezi exemplu, să fie ca tine. Mădălina cam asta a făcut, deci ea știe clar ce nu vrea să fie, dar are un caracter foarte tare. Noi suntem genetic, cred că, niște fete rebele și Mădălina este o fată rebelă și eu încerc să o încurajez să fie așa. Mie mi se pare important să-i dai copilul libertatea să creadă în ceva, să lupte ca să obțină acel ceva și să fie așa cum își dorește copilul, nu cum își dorește părintele. Chiar dacă deseori preferințele ei și muzicale și vestimentare sunt tare departe de ce îmi place mie, dar ea are libertatea deplină să-și aleagă ce vrea. Da sau nu? Așa de frumos că o încurajezi. Nu e adevărat. Nu. Muzica ta este minunată. Noi ascultăm nu toți cu bumbac în ureche. Nu te dima să te deciți. Ia spune-mi ce nu. Când am vrut să mă îmbrăc într-o fustă, tu nu mi-ai dat voie. Da, era iarnă, Mariana, și era frigă. De ce ai? Te-ai comportat așa? De ce nu ai lăsat-o în fustă? Era frig și trebuie să ținem cont că în anumite momente, și mama ți-a explicat de multe ori, sunt momente în care trebuie să gândim rațional. Chiar dacă noi ne-am dorit altfel să se întâmple lucrurile, trebuie să facem așa cum este corect. Asta înseamnă să te pregătești de maturitate. Mădălina, zi-mi, ce apreciezi tu cel mai mult la mama ta? Îmi place că e veselă cu mine, că când trebuie de certat mă ceartă. Îți place că te cert? Da. Oh, wow! Vai. Dar și nu exagerez. Eu sper că asta totul s-a filmat și eu am să păstrez această probă. Ok. Așa, îți place? Îmi place că e zâmbăreață cu mine, că dacă eu glumesc, chiar dacă am făcut o glumă proastă, ea tot râde.
Înseamnă că a fost totuși bună gluma. Ai umor. Da. Iată, asta ea are foarte mult. Este pastila mea de bună dispoziție. Ce faci tu când eu vin supărată și ca o bestie acasă, scot fum pe toate, pe toate orificiile, ce faci tu? Eu te pun în pat și încep să glumesc cu tine. Da, și mă pupăcești, da? Turbopupici. Îmi spui un banc. Da, apropo, spune și nu un banc pe care îl apreciază mămica ta tare mult. Păi, se numește Cumâițărață. Cumâițărață. O iai. În beci. Da. O iai, o duci în beci, în beci și o uiți. Și cred că uitarea ei e cel mai greu, pentru că ea măcăne și măcăne și măcăne. Păi, e firesc, nu? Să bag asta o rază. Pentru tine e foarte firesc. S-a văzut caracterul, da? Ai un umor foarte fin și voalat, așa. Așa, mi-ai zis că apreciez la mămica ta că se joacă, că e glumeață, că te pupăcește, că nu este ca o bestie acasă, dar este așa ca o zână, da? Zână cea bună, se transformă. Da. Frumos asta. Și, dar ce nu-ți place la mama ta și ai vrea să schimbi? Lista. Nu pot să spun că nu-mi place ceva la mama mea, pentru că ea m-a creat, ea m-a crescut și m-am obișnuit cu ea așa cum e ea. Adică tot el e perfect pentru mine. Da, dacă ai fi să schimbi ceva. Ai fi să schimb faptul că uneori ești rea și nu prea petrești timp cu mine. Ești rea când nu petrec timp sau când petrec? Nu. Când nu pun spate temele. Când nu petrești timp cu mine prea mult. Da. Da. Știi ce vreau să te întreb acum? Care sunt cele mai frumoase amintiri legate de momentele petrecute cu mămica ta? Știu că voi plecați nu de foarte multe ori, dar atunci când este o ocazie în tot felul de vacanțe interesante, ce ți-aduce aminte? Mi-aduc aminte când eram mai mică, am luat un urs așa de mărime de pluș cu mine și mergeam printr-o câmpie cu niște flori. Și am avut foarte multe poze când noi săream în sus, când ne jucam, când chiar cântam diferite muzici care ne aminteam. Când am mers într-un câmp cu foarte multe flori violet. Levântică. Da. Mama a luat un buchet, eu aveam o scurtă roz și mama avea același fel de fustițe și începeam să ne plimbăm pe acolo. Erau foarte multe buburuze și albini și mie foarte tare îmi plăcea. Erau scrânciobe frumoase, scrisuri. Dar ce s-a plăcut? Care a fost cea mai bestială vacanță? Cea în care am fost în Turcia. Da? Dar ții minte când am ies la munte și ploua și cădeau pietrele și urșii se auzeau cum urlă? Ții minte? Când te-ai speriat și ai zis, nu mai vreau. Ține mami mai bine minte. De fapt, întrebarea mea a vrut să reitereze încă o dată faptul că copiii, de fapt, țin minte momentele care nouă maturilor ni se par cele mai banale. Dar noi încercăm să le oferim vacanță, locuri frumoase, însă ei țin minte momentele plimbări în câmpuri de levănțică, în pădure, în parc. Și asta e încă un motiv să petrecem cât mai mult timp de calitate cu copilașii noștri. Mariana, de acord. Pentru tine, care au fost cele mai emoționante momente? Emoționant moment a fost momentul când am venit de la maternitate. Cum a fost momentul? Eu am simțit că sunt slabă prima dată în viață. Și eu toată viața m-am considerat o persoană puternică, care nu poate fi șantajată, nu poate fi, nu poate fi făcută să se teamă de ceva. Și când am adus cele 3 kg de om acasă, și am pus-o pe pat, m-am mutat la ea și mi-am dat seama că eu deja așa nu mai pot să fiu. Pentru că va exista un cineva pentru care veșnic o să-mi fie frică. O să-mi fie frică dacă o va durea ceva. Tot tău slab. Frică. Da, deci am devenit brusc vulnerabilă. Această vulnerabilitate atunci m-a speriat foarte tare. Asta cred că a fost cel mai tare sentiment pe care l-am avut.
Și eu până în prezent trebuie să recunosc că e foarte complicat să mă faci să panichez. Dar ea când se simte rău, când are fiebră, eu de fiecare dată simt că intru panică. Deci este momentul în care eu cu greu gestionez emoțiile. Evident, toate succesele ei mă bucură, doar că partea proastă că e foarte repede se plictisește de orice. Îi plac foarte multe activități, dar repede se plictisește de toate, da? Dar vreau să te întreb, cum construiești relația cu ea și ce pui acolo la fundament, la bază, astfel încât să fie una trainică și armonioasă? Uite, eu îmi dau seama că eu cresc o femeie și eu îmi doresc foarte mult ea să știe ce vrea. Deci nu-mi place să construiesc stereotipuri. Eu nu vreau ca ea să fie puternică ca mama, casnică ca, nu știu, bunica sau ocal cineva. Eu nu vreau să-i bag în cap niște modele. Ceea ce o încurajez eu este ca ea să gândească liber, să aibă curajul să își construiască propriile modele și să fie așa cum crede ea că vrea să fie. Și are perioade diferite, are perioade când vrea să aibă mulți copii și apoi are perioade când vrea să fie ce vrei să fii tu. Vrei să fii antrenoare de ce? De călărie, de-am nu mai vrei, nu? Că ai lăsat călăria și gata, nu mai vrei să fie antrenoare. Interesant. Are perioade diferite, când vrea să fie medic, când vrea alte profesii. Cert e că nu vrea jurnalistă să devină. Nu, asta e siguranță, nu vrea să fie jurnalistă, dar cine știe, s-ar putea până crește mare să-și schimbe părerea, da. Legat și de, mă rog, ea este preadolescentă, evident, încep aceste relații. Care se zice că sunt mai tensionate. Prietenie cu băieții. Și aici iarăși eu o lăs în pace, adică nu încerc să explic că asta trebuie să faci. Noi discutăm despre băieți acasă. Ea vine și îmi spune câte ceva. Și eu nu îi spun ce e bine și ce nu, încerc doar să o ajut să mediteze asupra la ceea ce îi se întâmplă. Uh-huh. Mie mi se pare foarte important să nu încercăm să facem din copiii noștri. Asta, dacă psihologii o să zic, asta este cea mai mare greșeală pe care o fac părinții. Complexele lor, ceea ce n-au reușit, încearcă să dezvolte în copii, iar copiii s-ar putea să aibă cu totul alte dorințe și atunci ei tot cresc complexați cu părinții lor și iarăși se repetă, istoria asta se repetă. Cred că libertatea este cel mai important lucru care trebuie să-l dăm copiilor. Părinții mei așa au făcut cu mine. Mama m-a lăsat, eram rebelă, eram tare nebună, dar m-a lăsat să-mi caut eu identitatea și să fiu așa cum sunt eu. Eu sunt sigur că părinții mei nu așa mă vedeau. Dar până la urmă au făcut o treabă bună. Sunt sigur că stare mândri de tine. Da, și ea exact același lucru. Eu nu încerc să-i spun că vreau să faci facultatea, nu știu unde, când ai să termini școala sau să faci profesia aceea. A, nu știu, o să decizi tu ce o să vrei. O să vrei să fii frizeriță, o să fii frizeriță. O să vrei să fii cel mai bun medic, o să fii cel mai bun medic. Asta e decizia ei. Viața este frumoasă când faci ceea ce îți place, nu ceea ce vor părinții. Așa este, dar dacă preliminar îmi zici, Madalina, ce-ți vine prima dată în minte când te gândești la viitorul tău? Unde te vezi? Mă văd foarte mult jurnalistă, chiar și profesoara îmi spunea. Adam, vezi, jurnalist. Eu tot aflu lucruri noi. Profesora mea și cea de la școala veche și de la școala asta îmi spun că ai toate calitățile pentru a deveni o jurnalistă bună. Da, dar eu în realitate vreau să devin, nu știu, polițist. Wow! Da, mi-ai zis de polițist de mai multe ori. Sper doar să vii în context pozitiv la emisiunea lui Mama, dacă o să fie așa, că va fi conflict de interes. De ce vrei să fii polițist? Nu știu, am o atracție. Ai o atracție. Dar în ce domeniu să fii? Criminologie sau ce să faci? Poliție rutieră? Care îți place mai mult? Să prind hoți. Să prind hoți, poate. Okay. Am înțeles. Să-i prindem împreună. Mami, o să te ajute cu multe multe informații. Acum am pregătit pentru voi un joc ca să ne distrăm, pentru că nu ne place să ne distrăm aici la Iubește Viața. O să vă rog să închideți ochii. Da, și atunci când o să adresez întrebarea, voi va trebui să arătați cu degetul. Da, cine face ceva, da? Da, către persoana în cauză. Haideți să începem. Cine dintre voi două este mai încăpățânată? Suntem în dreptate. Puteți să deschideți pentru că ați răspuns în tandem. Mi-mi place când ești obiectivă cu tine. Sincer, a recunoscut fata că da, e încăpățânată.
A doua întrebare. Închideți ochișorii. Cine stă mai mult pe telefon? Iarăși sunteți foarte sincere. Tu recunoști că tu stai mai mult. Amândouă stăm. Da. Închideți ochii. De asta nici nu știm care stă mai mult, pentru că stăm pe amândouă. Cine e mai pofticioasă? Și ce îți place, Madalina, să mănânci cel mai mult? Te gândește mama și tata. Și bunica. Da. Și bunicile. Bunicile. Am avut ocazia să o cunosc doar pe una. Dar care e mâncarea preferată de la mami, de exemplu? Ce îți place cel mai mult? Sushi. Nu, care pregătește mama. Sau pregătește mama sushi acasă. Da. Wow, asta n-am știut. Mariana. Felicitări. Nu știi tu, nu știi. Deci la bucătărie, bravo. Următoarea întrebare, închideți ochii, vă rog. Cine cedează prima într-o ceartă sau o neînțelegere? Aici, nu știu. Pe cine să cred? Cum adică? Tu cedezi? Da. Când? Reu. A, când trântești ușa și zici, gata, eu cu voi nu vorbesc. Atunci cedezi? Noi și la școală cedezi. A, eu, la școală e altceva. Acasă cine cedează? Într-o ceartă cu mama. Da, într-o ceartă cine cedează? Da? Tot tu. Ok. Telespectatorii să-și facă propriile concluzii. Închideți ochii. Cine citește mai des cărți? Am înțeles. Aici nu avem obiecții, da? Nu. Îmi place tare mult relația voastră. Următoarea întrebare. Cine este mai vulcanică? Bravo! Sunteți extrem de sincere. Eu. Și tu câteodată, nu? Tu mai mult. Dar mai vulcanică e mai. Uh-huh. Madalina este mai rar vulcanică, dar ea când este vulcanic, toată lumea știe că stă cu minte în banca lui. Așa, următoarea întrebare. Și cui trece mai repede supărarea? Îmi pare bine că mă trece. Ți-i trece mai repede. 3 zile ești supărată. Când? Când am citit o carte, când ai vrut tu, și 3 zile la mine mi-ai amintit. Ce carte, Madalina? Spune și nouă. Ce carte? Trebuia să citesc o carte pentru școală, se numea Pânza Charlottei. Eu nu prea vreau să citesc pentru că era scris foarte mic și nu mă atragea cartea. Dacă și... ascultam o doamnă profesoară, povestește cum am citit noi cartea. Și vine ultima seară. Voi aveați și... concurs, da? Pe... Da. Și citeam, oboseam, era sub lapumă și adormeam. Și vine mama de la lucru și o rog să-mi citească cartea. Și până ea termină de citit cartea, ei de-aia mă adorm. Deci am lucrat în echipă, ne-am pregătit de lucrare împreună. Madalina a dormit, mama citit. În care citeai povestea de seară. Da. Mama citea, Madalina dormea. Și până la urmă, a doua zi, ai putut să povestești? Ai ținut minte? Ce loc ai luat la concurs? Locul întâi. Wow, colegii asta-i spuneau... secretul, dragi părinți. Să știți, dacă vreți copii premiați, citiți-le seara. Faceți-le temele pentru acasă, că doar. Așa, închideți ochii că mai am întrebări pentru okay. voi. Cine este mai glumeață? Bravo, fetelor! Următoare. Cine este mai afectuoasă și spune mai des, te iubesc? Da, aici vreau comentarii, Mariana. Madalina este un copil foarte special. Ceea ce am apreciat la ea de când era micuță. Ea are atât de multă empatie. Eu nu știu, dar eu n-am mai văzut oameni cu atâta empatie cât are Madalina. Deci, oriunde s-ar afla, în orice fel de colectiv, oamenii se atrag spre ea. Ea poate să-i adune pe toți în jurul ei, și inclusiv copii complicați care nu socializează, care sunt singura... Deci, Madalina nu știu cum are capacitatea să-i deschidă, să-i apropie de ea, da, să-i facă comunicabil. Și exact așa este în casă. Ea simte energetic când tu ai nevoie ca ea să fie alături, când ai nevoie... Sunt un cățeluș. Pisicuță, mai bine. Da, o pisicuță.
Un ursuleț panda, iată cine ești tu. Și atunci când ai momente mai dificile, ea vine și te... Ea simte, da. Ea vine și începe să-mi spună bancuri. Mama, da să-ți spun niște bancuri noi. Și dacă la început încă sunt supărată, nu știu cum, eu mă trezesc pe jumătate de oră că râd în hohote. Eu când râd plâng și ea râde, îi place să mă vadă plângând de la râs. Se întâmplă că venim acasă, iată, mergem pe undeva prin oraș, ea vede ceva, nu-mi spune despre asta, vine acasă și zice, mamă, dar eu am văzut un nene fără picioare. Era în starția aceea. Ce putem face pentru el? E un spirit de observație. Da, ea, după asta, încă multe zile poate să-și amintească despre omul acela și să zică, oare ce face? Asta e o calitate rară. Extraordinară, păcate, special în zilele pe care și în vremurile pe care le trăim. Bravo, Madalina! Am zis că este o fetiță foarte specială și... Și îți spune des, te iubesc. Că asta era întrebarea mea. Da. Mai ales când îi trebuie ceva. Continuăm jocul. Cine e cea mai gălăgioasă în casă? Aici am dificultăți. Așa, iarăși ați răspuns în tandem, bravo, fetele. Seriously. Da. Tu și cu Rico. Da? Nu, Rico mai puțin. Rico mai puțin decât tine, da? Rico este papagalul nostru. Da, Rico, apropo, da, uitați-o. Cine e mai vorbăreață? Dacă vorbește și Rico, puteți menționați. Rico nu vorbește, noi cu el n-avem timp să comunic. Cu așa fete vorbărețe, să mă mir de cum nu vorbește. De fapt, și te vorbăreați, pentru că când vorbești la telefon, nu-i de noi. Da, dar în familie, cine este mai vorbăreț? Da. Deci noi, când eu vreau să lucrez sau discut cu cineva, tu imediat ai ceva de spus și mult, mult, mult de spus. Cred că toți părinții se regăsesc în asta. Cine e mai frumoasă? Ia să vedem. Cine e mai ce? Mai frumoasă. E cum așa? Mami, ți-a zis că ești tu cea mai frumoasă. Da. Am auzit și eu. Tu știi că ești cea mai frumoasă? Nu. Asta este cea mai mare realizare a mea. Te-am făcut atât de frumoasă. Păi tu m-ai creat după chipul tău, deci frate... Ce, cum să te creezi după chipul meu? Ce compliment frumos, a zis că e creată după chipul tău. Așa că ambele sunteți două frumoase. Și important că aveți un suflet bun, Madalina. Cine se uită mai mult la televizor? Aici cred că n-am ghicit. Eu? Nu, eu credeam că te uiți. Eu mă uit. Să vezi emisiunile, grila, să vezi posturile concurente, ce mai difuzează, dar Mariana asta, nu se uită. Pentru asta trebuie să mă înscriu în listă și să cer, iată, la ora asta vă rog să-mi dați voi 5 minute să mă uit ce arată la TV8. La Madalina, tu ce privești la TV? Eu privesc Netflix, uneori YouTube, diferite... Mie îmi place foarte mult să combin, adică spray combinat cu apă, combinat cu diferite chestii și privesc YouTube pentru asta. Și când îmi place o idee, eu vin și o încerc. Și de multe ori când vine mama acasă, când era mai mică, casa era... Dezastru. Casa era ca după o explozie în laborator. Și cine face curat? Mama. Mama. Singură? Nu. Da. Și cine cântă sau dansează prin casă? Este ultima mea întrebare, fetelor. Ambele. Da. Ambele. Sincer, vă cunoașteți foarte bine. Nu știu dacă am mai avut un cuplu care să răspundă cu atât de multă exactitate în același fel, ceea ce denotă faptul că, da, aveți o relație foarte strânsă și frumoasă și vă cunoașteți toate dedesubturile. Vezi? Dar tu zici că eu petrec puțin timp. Puțin, dar de calitate. Asta este important. Madalina, zi-mi care e cel mai mare vis al tău legat de relația cu mama. Uite, ce ai vrea tu să se realizeze cât de curând posibil? Aș vrea cât de curând posibil ca eu cu mama să mergem numai noi două într-o excursie. Ea să conducă mașina, wow. Eu cu casca pe cap, cu centura pusă. În scaunul, dar cum spui tu când eu mă așez la volan, ce spui tu? Eu mă duc pe jos. O mamă la volan, eu mă duc pe jos. Are umor fata ta. Și în excursie, dar care e destinația, Madalina?
Unde vrei în excursie cu mama? În Paris. Paris. Cu mașina. Mariana, te pornești? Ai curaj până în Paris? La mașina? Volan? Da, la volan vrea fata. Poate luăm pe tata? Sigur. Bine. Nu vreau să pară întrebarea mea așa foarte inoportună, dar întreb pentru că știu că foarte mulți copii în general își doresc un frate sau o soră. Dacă s-a pus problema aceasta în familia voastră și ce ați discutat la acest capitol? Deci din acest motiv nu mai există un frate sau o soră, ce? Pentru că Mădălina nu-și dorește, da? Vreau să aud și eu răspunsul tău. Uneori vreau o soră sau un frate, dar alteori mă gândesc că o să-mi fură jucăriile, o să dai vină pe mine că am stricat ceva și mai bine nu. Deci, așa, dat fiind faptul că lucrurile se schimbă peste noapte, este foarte dificil să ne decidem, da? Și, Mariana, acum pe final de interviu, vreau să te întreb care sunt principiile pe care le crezi cele mai importante și pe care vrei neapărat să le transmiți fetiței tale? Ca un sfat așa pentru toate mamele de fete. Eu nu cred că există soluții magice și care se potrivesc pentru, ca și dietele, știi? Nu există o dietă care se potrivește pentru toți. Exact așa e și cu principiile de care să te conduci în viață. Nu trebuie să recunoaștem că femeile sunt foarte diferite. Cineva sunt mai puternice de caracter și atunci ele adoptă anumite principii de viață, altele sunt mai gingă și mai moi și atunci nu poți să aplici pentru ele principiile pe care le aplici pentru femeile puternice. Sigur, ce este important și astea sunt sfaturi pe care, nu nepopulare, pe care de obicei mamele nu le dau copiilor, da? Pentru că noi încercăm să în continuare să operăm cu sfaturi din povești, iar poveștile nu mai sunt valabile și dacă nu vrem să, exact. Și dacă nu vrem ca copiii noștri să crească frustrați, înțelegând că viața este altceva decât ce am văzut noi în desene animate și ce am citit în cărți, atunci trebuie să le dăm dozat realitatea. Și ce este probabil valabil pentru toți este să fie egoist. Femeia trebuie să fie egoistă. Să nu uite de ea, să aibă grijă de ea, să se gândească la micile plăceri pe care și le poate face și să și le facă, chiar dacă în detrimentul la alte lucruri. Ce altceva aș sfătui eu este să aibă mulți prieteni în jur. Prieteni, cunoștințe, mulți oameni, pentru că ei sunt foarte importanți, mai ales acum când cei mai mulți dintre noi avem puțini frați, surori sau deloc, cum e și în cazul meu și în cazul Mădălinei. Și atunci e important să avem oameni apropiați, să ne facem altfel, da? Dacă fratele și sora nu ți-o poți alege, prietenii ți-i poți alege. Și atunci e important să știi să-i alegi corect. Și aici noi avem discuții mari despre cum ți alegi corect prietenul, după ce principii. Am făcut o prietenă, pe nume Daniela. Și fata... Să-i trebuie să-mi păr, Daniela. Daniela e foarte pozitivă, adică ea a avut o problemă la școală că toți oamenii vineau la ea și îi spuneau: mie nu-mi place de acel coleg, mie nu-mi place de acela. Și vine la profesoară și îi spune că eu nu mă simt bine, că toată lumea îmi spune. Și eu în acel moment m-am simțit vinovată, deci, pentru că eu tot îi spuneam chestii din astea. Și m-am simțit și eu printre acei oameni. Și am încercat să mă schimb. Încercați să te schimbi, da. Foarte bună lecție de viață. Foarte subtil a fost, atentă nu la problema ei, dar la problema fetei și a înțeles printre rânduri ce simte și cum ar trebui să-și schimbe atitudinea. Impresionant. Da, asta ce spuneam despre multă empatie. Ea o are cu adevărat. Nu am exagerat, n-am spus pentru că sunt mama. Știm că ești sinceră, fetelor, eu vă mulțumesc din tot sufletul că ați venit, că ne-am simțit atât de bine și vreau să te întreb dacă ți-a plăcut la mine la emisiune și dacă o să mai revii. O să mai revin și mi-a plăcut foarte mult anume jocul. A, jocul ți-a plăcut. Uite, să-ți mai pregătim și alte jocuri și o să ne distrăm poate și mai mult și vă mulțumesc pentru sinceritate și pentru admirația asta atât de frumoasă. Mulțumim și ție, Tăniu, și eu sunt sigură că relația ta cu băiețelul tău va fi și mai frumoasă. Aici e un pic diferit, mamă, cu băiat, da. E un pic altă. Dar sperăm să creștem oameni buni, exact. Verticalitate și cu
credere principii în sine, de viață corect. Sănătoase. Mulțumesc, fetelor! Noi acum luăm o scurtă pauză de publicitate, dar ne întoarcem să discutăm cu un psiholog despre cum ne construim o relație frumoasă și sănătoasă cu copiii noștri. Revenim cât de curând! Meseria de părinte este cu siguranță una dintre cele mai frumoase din lume, dar și cea mai plină de provocări. Cum să creștem un copil fericit, cu un comportament adecvat și să construim o relație frumoasă cu el, ne explică chiar acum psihologul Zinaida Gribincea, pe care o salut cu mare drag. Bine ați venit! Și eu vă salut cu drag! Spuneți-mi, cum construim și când începem să construim, să punem bazele unei relații sănătoase cu copilul nostru? O relație sănătoasă cu copilul nostru începe încă în faza de embrion. Atunci când mămica se bucură pentru copilul ei, se bucură pentru venirea pe lumea unui prunc pe care trebuie să-l crească, să-l îngrijească așa ca pe un copăcel. Ideea este că întotdeauna părintele care dă naștere unui copil trebuie să fie și preocupat de starea lui de sănătate, starea lui emoțională. Noi, în calitate de părinți, de multe ori ne dorim copiii să fie sănătoși, dar ar trebui să ne dorim să fie și fericiți, pentru că sănătatea presupune și starea de fericire. Pe parcursul vieții nu există niște rețete unice care ar ajuta un părinte să fie un bun părinte. Și oricâte cărți de parenting n-ar cite un părinte, așa, dacă nu citește copilului lui o poveste seara înainte de somn, niciuna din cele menționate nu vor avea efect. Desigur, de când copilul este mic, se află în grija părinților și aceștia trebuie să-i asigure cele mai fundamentale necesitățile copilului, până când acesta devine o individualitate, devine o personalitate care poate singur să-și poarte de grijă. Și atunci contează deja alte lucruri. Contează alte lucruri, alte valori, însă până în acel moment, părintele este responsabil de bună creștere, de dezvoltarea copilului, de viitorul copilului, pentru că atunci când ne întrebăm cum să ne educăm copilul mai bine, răspunsul ar fi să-l educăm așa încât acel copil să fie un om integru, o personalitate integră, o personalitate armonioasă, care își realizează visele, care este fericit, care nu se cramponează de anumite obstacole, deci îl învățăm să fie și puternic, îl învățăm să fie și rezistent, să ia și decizii corespunzătoare. Pentru că părinții sunt primul și cel mai important model demn de urmat. Dar spuneți-mi, vă rog, părerea psihologului, specialistului, este sau nu necesar sau important ca părintele să construiască o relație de prietenie cu copilul? Să știți că da, și în același timp acest gen de prietenie trebuie să fie una construită foarte atent. În general, în ceea ce privește acțiunea educativă a părintelui față de copil, noi trebuie să menționăm că este bine să ocolim extremele, deci să alternăm cumva, eu știu, o atitudine autoritară în care se impun reguli. Nu mă refer la autoritate în care copilul se teme de părintele său, dar atitudinea autoritară cu anumite, eu știu, elemente de prietenie, supravegherea limitat, așa, cu controlul, cu monitorizarea atentă, îndeaproape, dar să nu simtă copilul că este controlat, că este ținut sub observație non-stop. Pentru că lucrul acesta îți ia din libertate, deci ia copilul din libertate, iar ulterior noi vorbim despre adulți care sunt fricoși, anxioși, nu își pot expune punctul de vedere, nu pot să ia decizii în mod autonom. Nu, încredere în sine. Deci, ocolim hipertutelarea și în același timp ocolim și neglijența, pentru că atunci când copiii sunt educați de părinți neglijenți, ei nu au de unde prelua un model funcțional, iar atunci când devin adulți la rândul lor, exact așa își tratează copiii. La fel funcționează și atunci când
părintele este, de exemplu, agresiv, violent față de copilul său, copilul însușește o rețetă de comportament pe care îl aplică ulterior în generația pe care o educă el, la rândul lui. Din toată practica dumneavoastră, dacă ar fi să vă rog să faceți un top al celor mai mari greșeli comise de către părinți care duc ulterior la o relație dezastruoasă dintre părinte și copil, care ar fi acel top? Prima greșeală, eu aș menționa o alienare parentală. Și se întâmplă acest lucru atunci, mai ales atunci când părinții divorțează, de exemplu, sau se află în conflict. Copilul uneori devine victimă colaterală a părinților, iar alteori chiar este implicat direct. Deci părinții divorțează, însă copilul devine acel, acea ființă pe care o împarte fiecare în felul său. Și atunci când unul din părinți folosește o metodă de alienare, aceasta rămâne cristalizată sub formă de traumă pentru toată viața lui. Altă situație este atunci când, de exemplu, părintele este violent și aici mă refer la toate formele de violență, în special violența psihologică care lasă urme în psihicul uman. Nu, ele nu pot fi văzute pe corp, păite, dar rămân iarăși sub formă de traume. Părintele neglijent, care nu asigură copilului, de exemplu, strictul necesar, pentru că dacă ne referim la piramida lui Maslow, acea treaptă sau din această piramidă se referă la necesitățile de bază ale copilului. Și atunci un copil care a fost permanent, a fost înfometat, absolut, îmbrăcat, părinții n-au fost atenți la felul în care copilul se îmbracă, deci dacă el are strictul necesar, dacă are acea uniformă școlară, simplu, deci lucruri simple care ar trebui să-l facă pe copil să simtă în siguranță și bine supravegheat de părintele său. Ulterior, noi ne dorim copiii fericiți, sănătoși, care creează ceva, care obțin anumite beneficii în viață, însă totul pornește de la cele mai elementare griji sau cele mai elementare nevoi care sunt asigurate de către părinte. Pentru că un copil nu trebuie să se gândească ce o să mănânci seara. Asta totuși este grija părintelui. Toate lucrurile acestea, luate împreună, grija față de copil, ori faptul că copilul, de exemplu, este supus permanent violenții, sunt niște lucruri extreme. Pe de o parte, un părinte care va avea grijă și va oferi tot suportul emoțional și material copilului său, va fi întotdeauna remunerat cumva la o vârstă în care totuși se inversează. Când exemplu, copilul, în perioada adolescenței, exact, care e cea mai dificilă. Absolut. Pentru că ne-a mai rămas foarte puțin timp, vreau să vă întreb altceva. Cum arată în viziunea dumneavoastră o relație sănătoasă dintre copil și părinte la maturitate? Pentru că vedem foarte multe familii în care copiii sunt extrem de atașați, poate chiar trăiesc împreună cu părinții, dar vedem și partea verso, în care copiii nu vor să vorbească cu părinții, pleacă cât mai departe, nu interesează viața părinților, se îndepărtează fulgerător. Unde e și de unde vine, da, acest lucru? Deci, dacă copilul, când devine adult, se îndepărtează de părintele său, asta înseamnă că atunci când el a avut nevoie de el, deci n-a existat comunicare. Comunicarea se șlefuiește, se învață pe parcurs și dacă n-a existat comunicare în copilărie, la vârsta adultă, oamenii care nu comunică se răcesc emoțional unii față de alții. Și pe urmă ne uimește această detașare, deci părinții trăiesc separat, nu neapărat teritorial, dar și emoțional de copiilor. Altă greșeală ar fi că nu, copilul care n-a primit suportul necesar la timpul potrivit nu știe cum să ofere suportul necesar. El nu are acel model de comportament bazat pe empatie, pe recunoștință,
pe milă uneori, pentru că părinții tot au nevoie de a fi, în anumite cazuri, eu știu, îmbrățișați, mângâiați cu vorba, cu fapta, etc. Adică atunci când se inversează proporțional tot ceea ce ai investit sau n-ai investit părintele în copilul său, lucrul acesta se observă la vârsta adultă. Deci răceala intervine acolo unde nu au fost învățate, nu au fost însușite acele norme de interacțiune corectă dintre părinte-copil. Oarecum nici relația în care copilul și părintele la maturitate petrec non-stop împreună nu este una sănătoasă. Nu este una sănătoasă, deci tocmai de aceea este nevoie de echilibru în acest tip de relație. Totul să alterneze în egală măsură, însă niciodată să nu lipsească respectul reciproc, să nu lipsească dragostea, pentru că acestea sunt două ingrediente pe care se construiește un fundament serios. Nu este suficient, de exemplu, să dai naștere unui copil, așa cum nu este suficient să-ți cumperi un pian în casă și să nu fii pianist. Tot așa, dacă ai dat naștere unui copil și nu l-ai educat, de fapt, este greu să te numești părinte. Foarte înțelept ați concluzionat. Eu vă mulțumesc pentru prezență și pentru răspunsuri atât de frumoase și vă mai așteptăm cu mare drag. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă doresc pace în suflet și vă dau întâlnire tot aici, duminica viitoare la Iubește Viața. Numai bine! Partenerul emisiunii, Palatul Grand de Lezere.